oameni să vă puneți mâna și mâncați că vine Crăciunul. Ia uite-te la tine, pielea și osul. Ce e ăla? E nevoie bună. Nu mai mă, gata. Gata, am plecat cu viața asta. Culoarea galbenă, sper că îți place, Amalia, da? La ce? Răzvan, nu! Te rog! Viața la țară. Noi că n-ați scăte. Tot nemulțumit, tot nemulțumită, bă, frate. Nu se conduce asta așa. Doamnă, stați așa, unde e? Și să mai opresc. Adevărul ăsta este de Vasile Alexandrin. De Vasile Alexandrin. Te auzi. În cinstea ta. Nu, aș lua cupeul ăla albastru și după aia de restul aș mai lua un jet. La mulți ani. Te-a căzut și gluga de la cât de bun e. Ai grijă! Se sperie și eu. Mi-am cumpărat teren. La capătul răbdării am ajuns. După aia acolo avem altceva. În umbra marelui tractor. M-am murdărit un pic pe Isabel Maranți. Nu-mi convine, mă, ce mi-a cumpărat. Nu-mi convine. Eu vreau să-mi iau mașină. Nu fi că nu-i convine. Da. Astea sunt vremurile. Bună! Unde ne duci, Răzvane? Ți-am cumpărat, că m-ai bătut la cap. I-am cumpărat ceva frumos, o mașină. Scumpă? Nu știu câți au astfel de mașini, sincer, în București. Chiar nu știu. Înțeles. De-abia aștept, că nu mai îmi plăcea asta, nu mai îmi plăcea. Plus că avea și chestii pe aici prin buzunare și mai bine îmi iau altă mașină decât să fac curat. Nu-i așa, Domniță? Nu-i așa? E și tu pe ăștia, nu? Da. De unde sunt? De la... Carrefour. Mergem la un showroom mai mare, unde Amalia poate chiar să facă un test drive cu noua mașină pe care o să o vedeți. Ceva scump, cei mai scump pentru iubita mea, soție. Cei și mai, are mulți cai putere? Are mulți cai putere? Ce-i alea? Asta e un put, Toma. Vezi și astea? Mama, suntem pe put, uite acolo. Mama, vezi ce tare și asta țin, vezi? E calea ferată, da, nu ți-a arătat acolo, calea ferată. Acolo sunt trenuri, acolo e gara. Uite podul aici, vezi cum se ține de bucățile astea de fier? Am auzit că pe ești în tunelul, adică pe un pod. Pot cale, nu este cu de-alea, nu este cu alea, locul este un monstru gigant. Da? Un ce? Un monstru gigant. De la care vine și se supără și ia podul în mână, așa, nu? Da. Da, eu sunt șoferul de serviciu, aici puteți vedea frumoasă fabrică. Poliția aici! Aici e poliția, aici e poliția militară. E poliția militară aici. Soldate militari. Ah, ok. Care îl apără pe... Aici stă președintele României în partea asta. Știi? Știi cum îl cheamă? Președintele tău. Klaus. Îl cheamă. Seamănă ca... Numele lui seamănă ca un clown. Copii, spun lucruri trăznite. Ce casă mare are? Nu văd. Da, văd. Ăsta-i gardul. Dai seama dacă curtea e așa mare, ce mare e casa? Cu Klaus? Tu când ești mare ai vrea să te faci președintele României? Ce zici? Nici eu n-aș vrea să te faci președintele. Dar președintele Americii ai vrea să te faci? Nici ăla? Dar ce ai vrea să te faci? Nimic. Nimic.
foarte bine. Așa și trebuie. Aia e sârmă ghimpată. Dacă pui mâna pe ea, te electrocutează. Te electrocutează și te și zgârie și te asta. Sticla aia te caută acolo. Aia tot așa, a lăsat-o același băiat care a pus sticla aia în partea cealaltă, a pus-o și aici. Cam ne simțiți. Să arunce sticle de așa pe stradă. Când eram eu mică, uite, pe aici veneam la... în oraș. Pe unde merg mașinile astea, pe unde mergem noi acum. Știi? Pe aici stăteam eu. Și mergeam cu troleibuzul. Ce înseamnă troleibuz? Troleibuz înseamnă un fel de autobuz care merge pe curent electric. Nu așa? Troleu 76. Îl luam pe antiaeriană și ajungeam la Eroilor și de la Eroilor luam metrou. Și mergeam la meditații la economie. Asta e în clase. Mare, mare carieră am făcut. Acolo, toți peste răscheri. Răscheri, nu am mai văzut niciodată. Acolo locul este... termai periculos monstru. Unul care le sunt de pe mâini și pe cap, și este alb. Asta e cel mai periculos. La Revoluție... s-au împușcat ăștia de dreapta. Uite acolo, de da, chiar, niște... chiar aici, chiar aici în zona asta, chiar aici în zona. Așa. Locul este el. Da. Uite aici e unitate militară. Au ciuruit toate blocurile de vis-a-vis cu oameni în ele. Au ajuns și la mine acasă, trasoare de alea. Dați-ne Revoluția înapoi. Uitați să vă mai spun, nu v-am mai spus. Așa, vezi? Aici m-am născut eu. Vezi? Da. Cum ți se pare? Bine. Bine. Dar era bine să știi că noi eram foarte mulți copii și ne jucam în fața blocului mereu și eram de dimineață până seara, eram pe afară, ne jucam. Chiar dacă arată mai urât așa, dar noi eram foarte fericiți. Aveam la prieteni și câini aveam. Aia ce e acolo? Uite cât au shopping center-ul, vezi? Un fel de mall, așa? Păi ce a făcut Bobiță dacă aveam noi asta când eram mici? Să fie avut noi asta. Dar eram non-stop aici. Altfel eram prin copaci. Mergem în alt oraș. Ce tare. Road trip. Așa se numește. Road trip. Uite, Tom, aici este pușcărie. Aici e pușcărie, vezi? Asta e o pușcărie. Vezi cum are gardul ăla? Asta? Da. Îți dai seama? E nasol să fii la pușcărie, nu? Da. Da. E pușcăria Rahova. Da, domnul. Și aici, uite, un castel. Șale. Exact. Șaleu. Un șaleu. Da, mai multe case, sunt mai multe case aici. După că ne scoți din civilizație. Da, da, merită. Pentru așa mașină. Abia o să vedeți niște emoții. Mă place culoarea. Nu, ți-am luat de-aia cu jante mari. Mamă, de-alea groase așa? Da, cele mai mari. Tot ce am găsit, cei mai scump pentru iubita mea soție. Corect, sunt rechin de aia mari, imobiliari.
Megalodon. Ah, Megalodon, nu imobiliar. E foarte mare. Ăla e foarte mare, da. De unde știi, tati, de Megalodon? Ești foarte deștept. Am văzut la YouTube. Toți la YouTube. Noi acolo mergem la școală. Noi ne-am înscris la școala YouTube. Pirania sunt aici, toate alea, frate. Am uitat de Piriana 1000 de ani. 1000 de ani am uitat de ea. Dar ne-am adus aminte, nu contează. Uite, acolo vezi în alea prin pește, vezi? Uite, părcilele alea cum stau, hai că am uitat și prin aici. Și cum se numește? Cacaleil este la 500 de metri. Așa? Da. Mamă, și cum l-o chema? I-ai pus nume? Ce fel de... Megapocus. Unde suntem? Nu știm, suntem într-o realitate zona paralelă. Crepusculară, cred că, nu știu. Am intrat în anul 1984. Ideea e că am intrat într-un sat și am ajuns la niște blocuri. S-a transformat și viața satului în altceva. Păi da, dar erau blocuri de alea vechi, făcute pe vremea Ceaușescu. Nu, astea erau noi pe lângă care am trecut. Și acum intrăm pe E70, deci... De pe care am ieșit, nu... Nu, n-ai ieșit de pe E70. Erai pe alte. Și aici o să trecem la anul și la mulți ani. Mai ne oprim pe drum. Am trei copii care au rău de mașină. Toți trei. Road trip. Hai că mai avem 15 minute în cap. Copilul deja nu mai poate. Suntem bine. Ce nu facem noi pentru Amalia? Ca să poată să-și așa mașina. Da. E drumul lung, dar merită. Sper. Uite, Toma, că ai zis că tu de ziua ta vrei o vacă. Să o ținem în părte. Păi are dreptate. Și ce faci tu cu vaca în părte, tati? O mulgem. De lapte, nu? Da. Crezi că o să se înțeleagă bine cu Alfi și cu Lola? Re. Că îi dă o copită dacă nu le dă. Cum îi punem numele? Milka? Nu. Frunză. Da, e dreptat. Bă, nu, sare și piper. Sare și piper? Păi e piper, se supără piper, putem să-i zicem sare. Bă, nu, sare și piper. Sare și piper, are și nume de familie. Hai mă, că am ajuns. Unde-i showroom, ia? Acolo? Niște hale speciale de... Pime pe pipoco! Ia să vedem, mamă, dar astea seamănă de-astea de agricultură. Mă, stai liniștit. E undercover, așa? Bă, dar ăla-i fân ăla? Ăla-i fân, da. Ăia sunt săteni, ia. Ăia sunt săteni, da.
ziua! Iau cu Răzvane! Care e? Unde? Unde e show? Bă, de... O să vezi cum nu e, Amalia. Ia uite ce de asta show, mă! Deci, cred că mașina chiar... Mamă, deci... Mamă, deci Răzvane nu văd unde e show, mamă, unde ar putea fi ascuns? Mă, că mai e! S-a uitat la mine. Poneiul ăla. Uite la acolo. Mamă, se uită la mine poneiul. Mamă. Are o coadă în spate. Da. E cam... Se mâncă fără. Știi cum o cheamă? E de fapt o fetiță. O cheamă Mimi. Mimi, ce faci, mă, Mimi, mă? Se face Mimi. Ce faci, mă, Mimi, mă? Vrei să pui mâna pe el? Să-l atingi? Da. Hai, vino, dar ușor. Vezi, deja v-ați împrietenit. Băi, nu-i minuța, mă. Ce vă mă fac? Cred că are un pui. Aaa, mă, stau nici balonată. A fătat anul trecut, parcă. Da. Ce bă, ar fi pentru ăștia mici, fie da. Senzație. Ușor, parcă. Nu știu, Adrian. Hai, să-l pentru tot. Să uite în cameră, îi place lui Mimi cu camera. Ia, ce frumos. Draw me like one of your French girls. Dacă vrei să-l lași. Te-a supărat cineva? Că-l bat eu. Bă, ăla, uite, te-a lăsat borțoasă și a plecat. Mergem în curte? Da. Am ajuns la showroom? Da. Nu cred că e surpriză, vor să-mi arate mai târziu. Cred că n-au adus-o sau ceva, nu știu, s-a întâmplat ceva, cred că n-au adus-o încă. Da, mâncăm un grătar ca să ne revenim puțin și... imediat. Ce vrei să vezi? Bună! 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 Ce faceți, mă? Bună, bună! Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Ce faceți? Toma. Deci o cheamă, este o fetiță, este cât e meu? Ia, o cheamă. Nana, cum o chema pe a mea? Uite tu minți. Nu, Sibri, tu Sibri pe a ta. Da, știu. Băi, dar tu zici că ești oiță, nu zici că ești cățel. Dacă te mușcă, când sunt mici încearcă să te mușcă. Ce să mușcă ăsta, bă, băiatule? Da, mușcă. Bă, zici că e miel. Și tu ai vorul. Toma, dă-le la fete cadou. Uite, și pentru asta te lăsam să te ia fetele. Și avem și ce voi și dați lui Toma cadou. Wow. Mai nu știu un câine. L-ai primit, eu dau. Noi nu știm ce e aici. Nu se poate așa ceva. Nu spui, Toma? La bunica. Toma. Nu așa se poate așa ceva. Hai să vedem. Nu, nu să trem așa. Nu cred. Să explorăm. S-au așat, voi ce ceas v-ați suit în combina? Ia, ia uite-i pe aia, doi.
Culoarea galbenă, sper că îți place, Amalia, da? La ce? La noua ta mașină. Cea mai scumpă mașină de pe piață la momentul ăsta. Cum mă parchez eu, mă, cu asta la mall? Păi te parchezi oriunde cu asta. Că unde nu e loc îți faci. Unde nu e loc îți faci. Asta îți spun. Uite-te și tu. Pentru tine banii nu... Păi ce să fac eu, bă, cu roțile astea, bă, când se spart, cine face mie, mă, pană la astea? N-ai tu treabă, mă, că astea nu se spart niciodată, de aia. Ți-am luat o mașină să poți să o lovești, să poți să mergi oriunde, să poți să te parchezi oriunde. Păi eu am zis că vreau o mașină 4x4, dar nu asta, că asta este 84x84. Mi-ai zis că vrei ce e mai scump și ce e mai... Poftim, ți-am luat ce e mai scump. Acum tot nemulțumit, tot nemulțumită, bă, frate. Cum se conduce asta așa? Bă, băiatule. Eu pot orice în principiu, dar mă gândesc că aș da-o pe asta totuși înapoi, am zis că e vreo 300 de mii și mi-aș lua vreo 3 G-uri de alea, așa, știi, de ea. Că e cam greu să o parchez, știi, la București cu străduțele alea mici. Bine, am zis că acum nu o să mai fie trafic în București, dar... Asta e mare, bă, așa nu știu ce să zic. El mi-a luat 1000 și să fie cea mai mare, cea mai frumoasă. Înțeleg, dar aș da-o înapoi. Da, dar ai văzut că știu să conduc, bă, băiat. Ce-ai făcut? Uite, mă conduce domnul Răzvan, vezi? Uite, domnul Răzvan, ia uite, vezi că ai grijă de... Gimnează-l-i! Thank you.
Doamna, stați așa, unde e? Mă duc, că mi-e frică! Dar cum vi se pare? V-ați muta aici să lucrați la... Bă, la câți bani face combina asta, drept să spun, aș lăsa vrăjeala de la București și aș băga așa vreo niște brazde, știi? Că v-am spus că românii sunt cei mai buni agricultori. Și cum știu eu să fac, dacă am știut eu să fac toate alea de mâncare și nu știam nimic, tu crezi că nu știu să fac și astea? A, de capul tău, mă, famoșier, stai ce pești. Mă, ăla. Hai că-ți place, nu lăsa mașina mea până la urmă, vă gândesc mai de jos din ea. Mai bine mi-au de asta, asta e mai sport, știi? Mai bine mi-au una de asta sport, așa. Că asta e așa mai... E mai de noroi, de iarnă de asta, știi? Dar uite, asta e mai... Ăla-i Ferrari, s-a dus. Ăla era Ferrari. Dar asta mică așa e mai coupe, așa mai, știi? Păi i-am zis lui Adrian că aș lua cupeul ăsta mai bine, știi? Aha. Că ăsta mai mă înstrecur. Eu îți spun eu de ce, mă, de la culoare, înțelegi? Aia e, că nu i-a plăcut galbenul, da. Ei place albastru. Nu, nu, mi-a plăcut, dar așa da, mă gândesc da, că doar în mall-ul, dacă mă duc ăla. Ei, și... Mă, dar nu e tu ai dreptate că a zis domnul primar că nu o să mai fie trafic în București, ai dreptate cu aia. Dar totuși mi-e puțin frică, dar așa, știi? Dar la mall parchezi și tu, bă, nu în subteran. Nu, pe mol. În mol. Mol, asta zic, că ai cupeul. La Starbucks direct, acolo. Exact. Direct din... Nu, aș lua cupeul ăla albastru și după aia de restul aș mai lua un jet. Și specificat albastru, că de fapt de la culoare se trage, nu i-a plăcut galben. Nu, 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 e cam măricel. Eu știu că tu vrei cel mai mare pentru mine, cel mai scump, dar... Da. Un pic cam mare. Da. Nu, mă, nu. Nimic nu e bine, nimic nu e suficient, niciodată nu e de ajuns. Adică da, asta este viața mea. Zici că ești de la, cum îi zice, mă? Care are ochii așa, din junglă. Șerpețele. King Julian ăla. Cum îi da, cheamă? Băi, Julian, gata, te-ai ieși față. Hai, salut. Hai, domnule, la mână, brațe. Răzvan a făcut bine ce a făcut până acum. A tras de manetă să ia asta. Da, a tras de manetă și în loc să oprească combina, a mers în mașarier. Eu am vrut să întorc cu scârții de roți, cu asta că mă pricep, dar și cu m-a lăsat Bogdan, da. Și cu frâna de vânt. Bulți. Antibulți. Pasta, mă, mai ia, nu? E de oaie? Nu. Dar nu se simte. Nu se simte deloc, crede-mă. Miroase oaie? Nu. Ia. Yeah. Crede-mă. Da, nu miroase. E excelent, da. Nu-ți place oaia? Uh-uh. Mm? Cum e? Da, chiar e foarte bună. E foarte bună. Da. Poezie? Da. No. E Grigore Alexandru. Viața la țar. Noi te lasă de spate. Uite, aici. Uite, aici sunt 3 minuți. 2 sau 3 minuți. Uite, uite, asta e ciocul. Și uite, mai e unul, puțin mai mare. Uite, îl vezi? Dar abia stă sărac în picioare. Nu sunt sustări. Nu, du-te acolo. Să nu faceți acolo, că pleacă, se sperie și...
Asta, da, mă rog, am zis, cu auto. Am zis să-i schimb mașina acum. Să-i schimb mașina, că săraca merge cu asta de nu știu când. Uite, mă, mi-a luat albastru, vezi, că i-am zis că îmi place albastru și mi-a luat albastru, vezi? Asta e mai suplu. Adevărul ăsta este de Vasile Alexandri. De Vasile Alexandri. Așa începe. Așa începe. E viața la țară. Ferma. N-am inspirația azi, Adrian, nu știu ce-i cu mine, nu știu ce să fac. O să tai, că asta este. În umbra marelui tractor se ascunde luna. Tu ai venit cu mine și râzi. Doamna Amalia! Nu mai mă, gata. Gata, am plecat cu viața asta. Răzvan, nu! Te rog! Chiar ați avut aceste gânduri? Nu, nu se mai poate! Nu se mai poate! La capătul răbdării am ajuns! Nu mai pot! E Vasile Alexandru. Pământul e brăzdat de soare. Noi am venit. M-am mai stat cu spatele și cred că m-a tras ușor curentul așa. Că mă resimt acum, nu? Nu vă așezați acasă, să nu vă așezați așa, că uite ce se întâmplă. Nu. Ogoarele țării sunt îmbelșugate. Eu m-am așezat pe jos și m-am luat ușor de spate. Câteva gânduri despre această nouă viață. Mi-am cumpărat teren,
Asta e rapiță. Se face biodiză, nu știu ce se face din ea. După aia acolo avem altceva. Mașina merge bine, ce să zic. Am și oglindă să mă aranjez în ea, că asta nu convenea la cealaltă. Mă rog, o să facem vloguri de aici, de la brazdă. Avem, vindem făină, dacă nu, dacă rămâneți fără făină, avem noi. Rapiță, dacă vreți. Și cam atât, ce să vă zic. Astea sunt vremurile. Pungă. Aia e, a aruncat-o un domn care a vrut să poleze planeta. Ne-a excluit imediat lui ăsta, lui, cum îl cheamă? Ăsta din Titanic, cum îl cheamă, că el se ocupă de planeta acum. DiCaprio. Îi scrie imediat lui DiCaprio și vine și le-aia. M-am murdărit un pic pe Isabel Maranți. Aici nu cred că prea merge cu astea cu Hermes, cu astea cu Gucci. Cred că merge. Trebuie să-mi iau altă garderob. Că nu merge. Și da, la licitație ați luat sau? A, nu, astea le-au executat de la unii. Aveau să-mi dea o datorie și mi-au dat tractoarele astea. Aveau să-mi dea vreo 4 milioane de euro și mi-au dat tractoarele astea. Și rapița, tot terenul ăsta, tot e al meu. Așa aveau ăia să-mi dea, așa. Mi-au dat, că de-aia am ajuns aici. Dar casă cu insulă vă construiți aici? Da, nu prea e apă ca să fac insulă în ea. Dar mergem acum la un lac și poate îmi face o insulă acolo, ca să-mi fac un resort de ăsta de 5 stele. 4 anotimpuri. Fac. Da. Păi dacă vând eu toate astea pe aici, rapițele astea și alea și alea și alea și alea, ne vedem la Paris, la Ritz. Da, de ce râdeți așa? Intră lumina noastră? Da, intră lumina în ochi. Prea e umbră pe aici, pe câmp. Trebuie să-mi iau un ochelar mai serios. Da, de-aia avea ăla riduri, cum îl cheamă actorul ăla care... Rind. Clint Eastwood. De-aia avea ridul, că stătea tot timpul cu câmpuri așa și cu vacile alea. Dar ce aștept? Aștepta soțul? Da. L-aștept cu copilul, s-a ducă recolta pe seară și să gătim și noi, să facem o pâine din grâu pe care l-a trăierat, sau cum se zice, trebuie să-mi văd și cuvintele astea, că nu le știu. Da. E frumos așa aici. E... Nu știu, la Los Angeles era frumos, dar... N-am avut eu chef să mă duc. Aici am vrut eu să vin. Să nu ne calcește, zic. Ți-a plăcut? Da. Ce tare. Răzvane, nu știi de ce nu vreau mă mașina asta? Că mi-a zis Bogdan că ieri a consumat 441 de litri de motorină.
și eu atâta consum în 3 ani. A, ok. Da, și am zis că să nu o luăm pe asta, totuși că cred că e stricată, consumă mai cam mult. Mai bine, da. Nu, nu, ți-am zis că cel mai bine pentru tine e una electrică, e asta, băi. Exact, da, am vrut să te convingi. Tractor electric aveți? Am vrut să te convingi și au acum... început să apară, da. Da, da? Da, da. Mă uite-o încolo, ia uite. Vrei? Hai de la vrei la un tractor electric? 441 de litri a consumat așa e? Hai de la lac. Ce ai făcut? Da, e, merge cu ce fel de... Hai de la lac. Cu motorină obișnuită și cu... Păi și... Adică asta nu-mi trebuie. Păi rezervorul are 600-700 de litri. Da, da, mergem. Păi și ce... recoltez cu ăsta? Nu recoltăm nimic. Lucrăm pământul, dar lucrurile mari. Stai, de exemplu, ăla de acolo e un utilaj ăla roșu. Da. Da? Da. Are niște ghiare în partea centrală, au cam 80-100 de centimetri și trebuie să intre în totalitate în pământ. Băieților, bă! Ce faceți, bă, băieților, bă? Mamă, ce slăbănos sunteți, bă, 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 și mâncați, bă, că trebuie să vă greșați, că vine Crăciunul acum! De acolo sunt bă? Vine Crăciunul acum, mama, bună! Mama, acolo sunt bă! Mamă, cât a făcut? Uitați, mai... Mamă, ăla a fost una, da? Domnule, mă adresc! Ce faceți? Salut! Hai, hai și la aștept. Haideți, mă, puneți mâna și mâncați că vine Crăciunul. Ia uite-te la tine, pielea și osul pe tine. Bă, nu vorbiți atâta, stau toată ziua și vorbiți. Ceți-vă și mâncați acolo. Bună. Cum te cheamă pe tine? Cum te cheamă pe tine? Da, pe tine? Bine. Să pune mâna să mănânci. La revedere. Da. Mergem la baltă. Ia. Ia. Ai condus tu tractoarele alea două și combina și tractorul. Foarte tare. Cum a fost? Tare, nu? Da. Ne luăm și noi un tractor? Da. Și o vacă. Ai văzut purcei, ce drăguțirea e mici? Da. E purte mici. Purcei mici, doi, de vorbeam cu ei la sfârșit. Ai văzut? La porci acolo când am fost. Era murdar. Era murdar, că așa sunt porci, sunt murdari în coce. Și niște câmpuri, dar astea erau verzi, verzi, verzi. Bă, dar cum mergem pe aici? Mamă, mergem pe coclauri. Bă, adică mergem prin pădure sau? Pe dealuri.
Mai lasă-ne Adrian în pace. Ne-am gândit să ne luăm și lac. Da. Ca să ne plimbăm cu, avem un iaht. Cu schijetul, Abdoazăr, mă, s-a îmbunit cu schijetul. Cu schijetul, da. Și am venit aici, că am văzut că nu e nimeni. Și dacă nu e nimeni, l-am luat noi. Să frâng cheile. L-am luat noi. L-am frâng cheile de la rac. Și acum... Uite, aici baraj acolo. Și cred că mașina aia de mi-a cumpărat-o o răzva, cred că intră și prin lac, dacă... Da. Dacă e. Dacă e. Uite, trebuie să vină DiCaprio aici. Aici. Am zis că DiCaprio se ocupă de planetă acum și să sunăm să sunt ei dezastru aici. I-ați băgat ceva în pastramă? Uitați-vă la si. În luciul apei de te uiți. Ce bob ești. Un bob. Am venit aici să-mi aleg altă mașină. Că a zis că nu prea mi-au putut are. Și consumau mult asta aia. Și poate acum găsesc una aici. Asta? Băi, Toma, vino în față. Mamă, Toma, asta e nou nouț. Și e mai mic pentru tine, așa? Da, exact. Ăsta mi-a trebuit. Salut, Tomiță, mă. Tot lui Toma aia l-am luat pe ăsta. Ala, asta e. Pentru ăsta micu. Toma? I-am luat ăsta mic. De la Lego. E de la Lego. Ce are, mă? Închide musa. De la Lego, fac ăștia de-astea mai mari, așa. Aici, Adrian, vreodată? Da. Am avut o casă la Giurgiu. Păi și ce-ai făcut cu ea? Am dat-o vecinilor, că aveau multe neamuri și aveau nevoie acolo. Așa suntem noi, darnici. Nu o văd, Toma. Intră în ea, oprește repede mașina. Zim ce bombane vrei. Ce m-am umplut și la benzinărie, ce? Că mi-a trebuit un gheață. Ce vrei?
și frumoasă. A fost. Nu am mai luat nici dintre noi. Că n-am mâncat toată ziua. Unii dintre noi. Tocmai uite ce e acolo sus. E un tetrul. Sau ăsta, mașina sau... Băi, nu, eu... face fița asta, oricum nu vrea, nu asta. Nu, că vreau să ia și cu terenul ăla din jur și cu lacul ăla și să mă sune când încasează banii. Nu. Te sun pe fix. Da. Asta nu ai ce merită, nu apreciază, nu știe. Nu mai bine nimic. Mai bine. Da. Da. Am ajuns mă acasă. Am făcut și cumpărături de la benzinărie. Ne-ai luat flori? Florile pe care le meriți. Da. Nu-mi convine, mă, ce mi-a cumpărat. Nu-mi convine. Eu vreau să-mi ia mașină. Nu fi care-i convine. Hai să mergem. Eu mă duc să-l prind pisica. Pa! Am plecat. Da. Nu știu ce să zic. Mi-a luat și flori. Nici nu pot să mă supăr pe el că uite, mi-a luat flori. Mi-a luat. Iau de toate, că așa sunt eu. Eu când încep să iau, iau. Nu te mai oprești. Și mă duc că... Out. Ce faci, Răzvane? Ce să facă mai? Eu m-am gândit și eu să îi fac soții mele nemulțumite, mereu nemulțumite, un cocktail în seara asta, că i-a displăcut mașina pe care i-am... Asta este situația. Și îmi faci de ăla de care îmi place mie cu fierul? Am zis că dacă iarăși am ratat vineri Fiero Friday, da. M-am enervat foarte tare și mă răzbun astăzi cu trei feluri de martini. Iau și... Îți fac cocktailul ăla care îți place ție și care se cheamă... Negroni Spaliato. Vezi că am ținut minte. Pe care îl facem după rețeta aia ajustată. Al Marian. În care punem Fiero, pentru că ne place foarte mult Fiero și atunci punem Fiero în loc de alt martini. Atunci ce pahare frumos îmi ai dat. În loc de bitter punem Fiero noi, da. Trei feluri de martini, deci, da? Sunt ale mele toate, nu știu ce vrei. Ia să vedem. Ok. N-aveai acolo unul? Da, mai era un început. Cer scuze, Amalia. Nu faci e risipă. Nemulțumită ca de obicei. Contează până la urmă că le bem pe toate, oricum, nu e ca și cum. Deci 30 de Fiero. Poți să-mi pun și eu 30? Hai, pune și tu. Ah, ok. Așa. De la bei ce vrei, bineînțeles. Bei ce vrei, pun... Așa. 30 de Martini Rosso. Așa. În mod normal trebuia să folosesc altfel de pahare, dar am primit aceste superbe pahare și vreau să le folosim pe astea. Da, mi-e plac toate. Da. Și în final 30 de Asti Martini. Recomandarea era a lui Marian, era să folosim Martini Prosecco. La noi ne place un pic mai dulce și atunci folosim Asti Martini. Este ceva divin.
Și e și ziua lui Pepe astăzi. La mulți ani, Pepe. La mulți ani, Pepe. Pepe de la loft. Ia uite. În cinstea ta. Ia uite, ia uite aici. Ia uite bogăția. Ia uite Pepe. Belșugul. Ai văzut? Și, mă rog, 30 la ochi. La noi s-ar putea ca aia 30 să fie un pic mai peste 30, dar acum așa ne place nouă, cu belșug. Îmi permiți, da? Mhm. Ok. Feria de portocale nelipsită. Îți spun două am avea, că meriți. Mulțumesc, Răzvan. Uite, îmi pun și-o două, că meriți și eu. Azi ți-am luat mașină pe care mi-ai refuzat-o. Te rog frumos, poți să un pic așa ușor. Dacă mă las să-mi fac treaba. Mulțumesc. Hai noroc. La mulți ani, Pepe. La mulți ani. La mulți ani. Ți-a căzut și gluga de la cât de bun e. It's good to be home, ca să zic așa. La mulți ani.